Autoritățile din Rovinare au reușit să pună la dispoziția părinților o nouă creșă. Este vorba despre o unitate de 30 de locuri deja echipată corespunzător. Creșe pentru 30 de copii. Creșa este gata, finalizată, recepționată. Nu mai avem decât de luat câteva lucruri dinăuntru. În principiu, acum ne relocăm personal de la din alte puncte pentru a acoperi și personalul medical și partea de personal care necesită ca să funcționeze la parametrii normali. Ea este făcută pe amplasamentul fostei cantine sociale. Am făcut o analiză și am considerat că nu era normal să cheltuim 9 miliarde vechi pentru masă, pentru 100 de persoane în stat social, pentru că acești oameni au fost direcționați către locul de muncă la fabrică sau către sistemul zilier. Deci am închis definitiv această cantină socială și am făcut creșa la acel amplasament pentru 30 de copii care vor putea să stea într-un cadru european și curat. Investiția a fost realizată din fonduri proprii. O investiție făcută din bugetul local a costat 400 și ceva de mii de lei și ne bucurăm că reușim să îi ajutăm pe părinții care au locuri de muncă pe raza orașului și care de aici încolo să aibă necesitate copiii în siguranță. Creșa urmează să primească avizele necesare din partea DSP și ISJ pentru ca mai apoi părinții să-și poată înscrie copiii.